Deci mai vă invit acum să ascultăm un cuvânt pe care îl citesc din scriptură, din Cartea lui Dumnezeu. O fac din epistola către Evrei, capitolul 3, primele două versete, și apoi de la versetul 7 în continuare, pagina 1176 în scriptură. Evrei, capitolul 3, primul verset. De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ați vă privire la Apostolul și Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Iisus, care a fost credincios celui ce l-a rânduit, cum și Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. Versetul 7 De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani, de aceea m-am dezgustat din de neamul acesta și am zis, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele. Am jurat, dar în mânia mea, că nu vor intra în odihna mea. Luați seama, dar fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeu cel viu, ci îndemnați vă unii pe alții în fiecare zi câte vreme se zice astăzi, pentru că niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Căci ne-am făcut părtași ai lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârșit, încrederea nezguduită de la început. Amin. Aș vrea să încep mesajul, poate mai scurt, din această după masă, cu o întrebare pe care vreau să le, pun celor, să le opun celor care sunt îmbrăcați în haine albe. Ce ziceți? Aș putea să vă spun sfinți. Ce ziceți? aș putea să-i numesc sfinți. Știu că atunci când folosim termenul acesta, noi ne gândim la sfinții de pe pereți sau la sfinții din istorie. Sau ne gândim la oameni care n-au nicio greșeală. și atunci când ne răscolim viața noastră, când umblăm în trecutul nostru mai de ieri, de alaltă ieri, zicem câte avem. Cum să fim sfinți? Deci, mei, Autorul epistolei către evrei scria unor oameni ca și noi, unei biserici formate din oameni ca și noi. Și ascultați, zice așa, de aceea, frați sfinți. Sfinți nu în sensul de oameni desăvârșiți. Nu în sensul că eu n-aș avea nicio pată pe ființa mea sau în istoria vieții mele, sau dumneavoastră n-ați avea, sau biserica domnului avea. Sfinți în sensul de oameni puși deoparte pentru Dumnezeu. Și aș putea să vă numesc sfinți, puși deoparte pentru Dumnezeu. Voi v-ați pus deoparte pentru Dumnezeu prin angajamentul pe care l-ați luat sau luați să-L surgiți pe Dumnezeu toată viața. Deci, mei, ceea ce faceți astăzi, spune Sfânta Scriptură, este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Adică ceva înnoitor s-a întâmplat în viața voastră sau în viața lor dincolo de mărturia asta cugetului curat, este și o angajare. O angajare să trăiască cu Dumnezeu, să umble pe o cale cu Dumnezeu, pe calea cea nouă și vie deschisă de Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Unde credeți că vă duce calea asta pe care vă angajați să o umblați astăzi? Sunteți aici oameni din biserică, unde vă duce calea pe care încercați să o umblați în viață în fiecare zi? Sau sperați să vă ducă? în împărăția lui Dumnezeu, nu? În veșnicia cu Dumnezeu. Numai că autorul către evrei, acestor frați sfinți, le scrie un cuvânt de avertizare și spune așa, luați seama dar fraților, adică fiți atenți, băgați de seamă. Fiți atenți că în față vă stă un mare pericol, nu numai lor, celor care sunt biserica lui Dumnezeu, frați fiți din biserica lui Dumnezeu, stă un mare pericol. Știți care e pericolul acesta? Extraordinar de mare. Să n-ajungeți unde v-ați pornit. Să n-ajungeți unde v-ați pornit. Adică în împărăția lui Dumnezeu. Și cuvântul acesta lui Dumnezeu dă ca exemplu poporul lui Dumnezeu din vechime, poporul evreu care a fost o vreme îndelungată rob în Egipt, Dumnezeu l-a scos de acolo și l-a pornit pe un drum pe care l-a croit Dumnezeu prin pustie, pentru că Dumnezeu mergea înaintea lor, să-i ducă într-o țară în care curge lapte și miere, într-o țară binecuvântată. Și vreau să vă întreb, câți au pornit au ajuns? O generație a pierit în pustiul acela fără să ajungă acolo. Au dat peste pericole, peste pericole, fără să ajungă acolo. Vreau să predic în câteva minute, dragii mei, despre pericolul din viața sfinților. Și vreau să luăm aminte, să ia ei aminte, să luăm noi aminte, că s-ar putea să fim oameni care am pornit pe drumul acesta, cu speranța că într-o zi ajungem în împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Și s-ar putea unii să nu ajungă. Spunea Domnul Iisus Hristos printr-o pildă că atunci când va veni El, când va așeza împărăția, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcena la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Doi care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Dragii mei, pentru că nu e suficient să pornești. Trebuie să ajungi. Dumnezeu să dea bine cuvântarea aceasta. Pentru ca să puteți ajunge acolo unde v-ați pornit, și pentru ca să puteți uh, evita pericolul acesta. Vreau să spun în seara aceasta câteva lucruri pe care trebuie să le evitați în viață. Și o să mă folosesc de textul acesta. Primul lucru la care vreau să mă refer este acela că trebuie să evitați pierderea atenției sau preocupărilor spirituale. Aveți preocupări spirituale sau nu aveți? Încotro vă este îndreptată atenția acum. Încotro. Știți că foarte multe decizii din viața noastră, comportamentul din viața noastră este dat de lucrul, de persoana, de împrejurările spre care ne îndreptăm atenția. Ne uităm undeva cu foarte mare atenție, cu insistență, și ceea ce privim cu insistență și cu perseverență influențează viața noastră, comportamentul nostru când evreii au ajuns undeva aproape de granița Cananului, spune Sfânta Scriptură, Moise a trimis niște iscoade acolo să vadă cum e țara. S-au uitat în dreapta, s-au uitat în stânga, au văzut bogății, au adus un ciorchine de strugure doi oameni pe o prăjină. Vă dați seama cât de mare a fost. Dar au zis ei acolo în țara aceea sunt uriașii. Din momentul acela s-au concentrat cu toată atenția spre uriașii din țară și au zis noi nu putem să intrăm în țara asta. Toate deciziile lor, dragii mei, au fost, uh, au fost determinate de ceea ce aveau în atenția lor și au zis, ne punem o căpetenie, ne întoarcem în Egipt, că nu putem acolo să intrăm. Sunt uriași, sunt mai puternici, sunt mai mari decât noi. Spre ce îți îndrepți atenția, ce te preocupă, îți determină deciziile. În Noul Testament spune Sfânta Scriptură despre o noapte din viața ucenicilor când uh, a început furtuna, au bătut valurile, s-au înspăimântat, Domnul nu era cu ei în corabie, a rămas undeva pe munte să se roage și în miezul acela de noapte, dragii mei, în întunericul acela înspăimântător, în mijlocul furtunii, apare cineva așa o arătare pe, pe valurile acelea ale mării Galilei. Și zice, Scriptura s-a înspăimântat, au crezut că este o nălucă, au venit mai aproape și, și el și-a declinat identitatea și-a zis Petru către el, dacă ești tu, cheamă-mă să vin la tine. Și a zis, Domnul, vină Petre. În momentul acela, Petru își îndreaptă toată atenția spre Isus. Și vreau să vă întreb, dragii mei, când și-a îndreptat atenția spre Isus, s-a întâmplat ceva miraculos? Petru a început să umple pe ape. Și dintr-o privirea de la Domnul, se uită unde? La valuri. S-a întâmplat altceva în viața lui? a început să se scufunde. Pricepeți, dragii mei, că ceea ce este în atenția noastră, ceea ce este preocuparea principală a vieții noastre, determină viața noastră și felul în care trăim existența noastră. Spun asta pentru că aici apostolul scrie așa, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile unde? La Hristos. Nu știu cât vi de drag Domnul Iisus, nu știu cât sunteți de preocupați de el. Dar Sfânta Scriptură vă spune, dacă vreți să ajungeți unde v-ați pornit, trebuie să nu pierdeți interesul ăsta, preocuparea asta pentru Domnul Isus Hristos. Și frați și surori, ascultați-mă, aceasta este provocarea pentru fiecare dintre noi. Știu că suntem ocupați, știu că avem de toate și ne gândim la ziua de mâine și ne gândim la, la război și ne gândim la criza economică, criza alimentară, nu știu la ce ne gândim. În mijlocul acestor împrejurări care s-ar putea să genereze îngrijorare sau teamă, Sfânta Scriptură zice așa, frați ființi, uitați-vă, țintă la Hristos. Când reușim, dragii mei, să nu ne rupem privirea de la El, preocupările de la El, interesul pentru El, deci mei, ni se clarifică niște lucruri aici în mintea noastră. Când te uiți țintă la un anumit lucru, când te uiți țintă la cineva, dragii mei, vezi detalii pe care nu le vezi așa când îți iau o privire. Vezi detalii. Când mă uit țintă la Hristos, când mă preocupă Fiul lui Dumnezeu, văd cine este El cu adevărat. Știți că Domnul a pus această întrebare, cine zic oamenii că sunt eu? Așa superficial au zis unii, este Ieremia, este Ioan Botezătorul este unul dintre proroci, este Ion Botezătorul. Dar când te uiți țintă, când ești preocupat, când inima ta nu este împărțită cu una și cu alta, în sânga și în dreapta, este legată de Hristos, atunci prinzi niște detalii și afli cine este El. El este Fiul lui Dumnezeu, este Mântuitorul tău personal, dar mai este ceva, Dumnezeu l-a făcut pe Iisus Hristos mântuitor și spuneți noastră că scrie în Biblie și Domn El este mântuitor El ne-a smuls din păcate și fără de reci. este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre în sângele Lui ne sunt curățite toate păcatele, oricât de multe oricât de mari ar fi păcatele acestea și nu putem să ne scuzăm, zicem a, eu n-am făcut păcatul că l a făcut nu știu care dar eu le-am pe ale mele, noastră pe ale noastră sângele lui ne curățește de orice păcat. Dar Dumnezeu l-a făcut și Domn. Adică să stăpânească cu autoritate peste viața mea. Și eu trebuie să recunosc autoritatea lui și să mă duc unde se duce el. A zis Domnul către ucenici, întâlnindu după pe unul și pe altul la Marea Galilei, veniți după mine. Asta înseamnă să fie autoritate. Să mă duc după el să fac ce spune El. Dumnezeu din cer să, să ne, ne, binecuvinteze pe toți, să vă binecuvinteze și pe noastră. În al doilea rând, dragii mei, un al doilea lucru pe care ar trebui să-l faceți, să-l evitați ca să nu vă expuneți pericolului acestuia de a porni și a nu ajunge, este să evitați pierderea sensibilității spirituale. Cum a sensibilitate înseamnă mai multe lucruri, înseamnă și să poți să discerni între valori, să fii sensibil la frumos, să știi să respingi urâtul, la bine, să respingi răul. Dar sensibilitate, dragii mei, înseamnă și să fii receptiv la ce vorbește Dumnezeu, la cuvântul lui Dumnezeu. Acum, vreau să vă întreb, credeți că Dumnezeu vă poate vorbi? Credeți asta? Dacă v-aș întreba așa, nu vă cer să răspundeți aici public, deși poate n-ar strica o asemenea mărturie, dacă v-aș întreba, v-a vorbit vreodată Dumnezeu, ce ați putea zice? Știu că e greu să, să, identifici în viața ta când ți-a vorbit Dumnezeu, dar ascultați-mă, dacă nu le-ar fi vorbit Dumnezeu, dacă nu ne-ar fi vorbit Dumnezeu, noi n-am fi ei îmbrăcați în haine albe și noi copiii lui Dumnezeu, cum s-a cântat aici o cântare, că sunt copii lui Dumnezeu. Că ne-a vorbit prin Evanghelie, că ne-a vorbit într-un alt mod, cumva Dumnezeu vorbește. Ei, dragii mei, dacă va vorbi Dumnezeu, credeți că Dumnezeu o să vă mai vorbească de acum încolo? Când se deschide cartea asta aici sau acasă sau oriunde și citește aici, cartea aceasta este vorbirea lui Dumnezeu. Și stai și citești câteodată așa, din cuvântul acesta îl știi foarte bine și dintr-o dată îți sare o lumină și simți că ți lipește Dumnezeu de inimă un cuvânt peste care ai trecut de atâtea ori uh, superficial, nu l-ai băgat în seamă. L-ai citit ca pe o poezie. N-ai ținut minte deloc. Când îl citești altă dată, Dumnezeu pune reflectorul pe cuvântul acela și simți că ți-a vorbit Dumnezeu. ți-a vorbit Dumnezeu. Ei, dar trebuie să fii sensibil. Spune aici uh, autorul acestei acestei scrieri, ascultați-mă. Astăzi, dacă auziți glasul lui Dumnezeu, și va veni un astăzi pentru dumneavoastră, vă, vă va vorbi Dumnezeu. Să nu vă împietriți inimile, să nu fiți insensibili la vorbirea lui Dumnezeu. Să fiți sensibili la vorbirea lui Dumnezeu. Adică să lași alte preocupări, să te îndrepți spre Dumnezeu, să spui, ca și Samuel în Vechiul Testament, vorbește, Doamne că robul tău ascultă. Și când îți vorbește Dumnezeu și ești sensibil la vorbirea lui Dumnezeu, dacă ai să-i pui întrebări lui Dumnezeu, pune cu grămada. Că îți clarifică Dumnezeu. Știți, Domnul Iisus Hristos spunea mereu pilde, adică încerca să prindă în, în cuvinte, în întâmplări înțelese de noi adevărul eterne. Și la un moment dat zice, zic cu cenici învățătorile, ce înțeles are pilda asta cu neghina sau cu semănătorul? Adică n-am priceput. S-ar putea să vorbească Dumnezeu și să simți că nu ți-e foarte clar. Pune întrebări lui Dumnezeu. Altă dată zis Domnul Iisus Hristos o altă pildă și a zis pentru învățătorule, pentru, pentru noi spui pilda asta. Sau pentru alții. Sigur că pentru voi. Îi pui întrebări, îți clarifică. Dar atunci când te afunzi în lumea asta și uiți să iei cartea aceasta, uiți să stai înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Dragii mei, rugăciunea nu este monologul acela pe care îl spunem noi la repezială când suntem gata să ieșim, să plecăm la serviciu sau la școală, că avem o cultură a rugăciunii, poate, ca și creștini. Nu, nu. Rugăciunea este stare de vorbă cu Dumnezeu, comunicare cu Dumnezeu. Tu spui, așteaptă să-ți spună și Dumnezeu. Tu îi vorbești lui Dumnezeu multe lucruri, ce te apasă uh, în viață, așteptări de la Dumnezeu. Stai și așteaptă să-ți spună și Dumnezeu ceva. Fă liniște și o să spună Dumnezeu. Fii sensibil. Dacă nu citești, dacă nu te rogi. Dacă nu-ți pui deoparte timp, spunea Dumnezeu Hristos, intră în odăița ta, închide ușa după tine. Stai rupt de, de zgomotul din lumea aceasta, că în mijlocul acestui zgomot din lumea aceasta s-ar putea să n-auzi vocea lui Dumnezeu, să n-auzi vorbirea lui Dumnezeu. Dacă vă uitați cu atenție în Scriptură, oameni cărora Dumnezeu le-a vorbit, de regulă erau undeva uh, izolați de unii singuri. Moise era singur acolo în pustiu, el și oile. A văzut rugul acela care, care început să ardă, nu se mistuia și a auzit o voce Moise, Moise și Până și oile acelea trebuie să le lase deoparte, să se întoarcă. Și în momentul acela când s-a întors, Dumnezeu din cer a început să vorbească. N-ai cum să prinzi vorbirea lui Dumnezeu în zgomotul din această lume. Trebuie să te retragi. Poate ca și în Biblie, cum zice Biblia, în cuiușa după tine. Ceilalți le-au pe ale lor. Poate copiii își fac temele. Poate soția e pe la bucătărie ai nevoie de timpul tău cu Dumnezeu. Să ieși din zgomot, să ieși din, din mulțime, să ieși, să ieși, din aglomerare, să ieși și să stai cu Dumnezeu. Și o să prinzi vorbirea lui Dumnezeu în momentul acela. Dacă nu faci asta, azi nu faci mâine, nu faci poi mâine, ajungi să fii insensibil la vorbirea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vorbește o dată, de două ori, poate de trei ori, și apoi s-ar putea să tacă Și s-ar putea, să n-ajungi acolo unde te-ai pornit. De aceea mă rog lui Dumnezeu să vă ajute să evitați pierderea sensibilității spirituale. Să fiți sensibili la vorbirea lui Dumnezeu. Să vă dezvoltați această sensibilitate. Altea lucru, dragii mei, trebuie să evitați pierderea valorilor spirituale. Valorile acestea spirituale sunt uh, niște lucruri pe care nu le poți obține în firea pământească, nu le poți obține din lumea aceasta. Iubirea din Dumnezeu este o valoare pe care nu o găsești în lumea aceasta. Sfințenia este o valoare pe care nu o găsești în lumea aceasta. Această punere deoparte pentru Dumnezeu, această rupere de tot ceea ce este păcătos și care întinează cugetul, întinează ființa, uh, sunt valori pe care le ai de la Dumnezeu. Și, dragii mei, s-ar putea cu timpul să existe această pierdere a sensibilității spirituale și odată cu pierderea sensibilității spirituale pierderea așa acestor valori spirituale. Nu o să mai iubești. De aceea zice Domnul Iisus Hristos, bisericii din, din Efes, ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din 3. Dragii mei, atunci când te întorci la Dumnezeu, arzi pentru Dumnezeu. Atunci când realizezi la început jertfa Domnului Iisus Hristos, măreția jertfei de la calvar și știi că pentru tine Dumnezeu a arătat o așa iubire încât l-a dat pe Fiul Său, iubirea ta clocotește pentru Dumnezeu. Dar te obișnuiești ca și cu orice lucru. Și începi să nu mai iubești cum ai iubit la început, încep să nu te mai ferești de păcat cum te-ai ferit la început? Deci, mei, această pierdere a valorilor spirituale poate fi din cauza împrejurărilor vieții. Te presează. Ești, ești, prins de ce se întâmplă în jurul tău. Știți, spune Sfânta Scriptură despre Apostolul Pavel că era dus, era prins, era legat și era dus ca și prizonier, dacă vreți, ca și în temnița, era dus înspre Roma, să fie judecat de cezarul de la Roma. Și pe marea aceea se stârnește o furtună foarte puternică. Știți ce spune Pavel la un moment dat? Știți? Pierdusem orice nădejde de scăpare. Auziți? L-am întrebat odată pe un frate, auzi, în cei 40 de ani de credință, ți-ai pierdut vreodată nădejdea în Dumnezeu? Și a zis el, nu odată. Dar harul mare este că m-am întors înapoi la nădejdea mea în Dumnezeu. Ăsta e harul mare. Pentru că împrejurele vieții s-ar putea să ne preseze așa de puternic încât să pierdem ceva, să pierdem poate iubirea noastră pentru Dumnezeu sau nădejdea noastră în Dumnezeu. Dar harul mare este să ne întoarcem imediat la aceste valori spirituale în mijlocul împrejurelor vieții care ne presează, să știm că singurul care rămâne lângă noi este Dumnezeu. Zicea Pavel, la un moment dat, toți m-au părăsit. Dar Domnul a stat lângă mine. Toți m-au părăsit, dar Domnul a stat lângă mine. Și ăsta e cel mai mare har, să știi că Domnul este lângă tine. Deci valorile acestea se pot pierde în împrejurile vieții sau se pot pierde din cauza păcatului. Deci Domnul Iisus Hristos în, în, Epistola, în Evanghelia după Matei, consemnează Evanghelistul Matei, că zilele din urmă, din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Și uitați-vă dumneavoastră, dragii în lumea în care trăim, fiecare pentru sine, nu contează ce se întâmplă cu ceilalți, să nu mai vorbesc de dragostea pentru Dumnezeu, cum s-a răcit. Dar mi-te interesul pentru ceilalți. Din cauza înmulțirii fără de lege. Și ascultați-mă, te, te poți duce multă vreme la biserică. Îți poți ține religia, poți ține tradiția, sărbătorile. Poți să fii foarte, foarte înregimentat în, în doctrina pe care o ai la biserica respectivă. Dar dacă se înmulțește fără de legea, pierzi aceste valori spirituale. N-ai cum să ajungi acolo unde te-ai pornit, în împărăția lui Dumnezeu. Deci, mă rog, Domnului, să îi binecuvinteze pe ei și pe noi. Frați, Sfinți, avem parte de chemarea cerească. Sfinți, nu în sens de desăvârșit. Încă o dată spun lucrul acesta. Ne luptăm pentru desăvârșire, dar nu suntem. Cât suntem în structura asta, în casa asta de lut, nu avem cum. Zicea Pavel la un moment dat, așa ca un strigă de deznădejde, o nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Pentru că după omul dinăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege care mă ține rob legii păcatului și morții. Cine mă va izbăvi? Când suntem în casa asta de lut, nu suntem desăvârșiți, dar ne luptăm să ne ținem privirea și preocupările spre Hristos Domnul. Ne luptăm să nu pierdem această sensibilitate spirituală, să auzim vorbirea lui Dumnezeu și să ascultăm de ce ne zice Domnul. Dragii mei, și ne ținem cu amândouă mâinile, cu toată ființa, de valorile spirituale pe care Dumnezeu le, le, le modelează în caracterul nostru de creștini. Caracterul acesta în care rodește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi, să ne binecuvânteze pe noi toți. Amin. Aș vrea acum să ne pregătim să cântăm împreună spre slava Domnului. În timpul acesta fratele Costel Sofronie și cu fratele Vasile Mesaroș se pregătesc să intre în bazin și după aceea, pe rând, candidații vor intra câte unul în apa botezului, își vor depune mărturia, noi stăm și ascultăm mărturia lor, dar ne și rugăm lui Dumnezeu să le dea puterea ceea ce vor zice și angajamentul pe care și-l iau, să-l poată ține toată viața. Să ajungă unde s-au pornit, în împărăția veștii ca lui Dumnezeu, amin.